ucisă cu sânge rece. O lovitură i-a fost fatală, însă criminalul a înjunghiat-o de 13 ori înainte să fugă și s-o lase într-o baltă de sânge pe femeia de 59 de ani din Slatina. S-a întâmplat aseară, puțin după ora 18, pe alee întunecată din oraș, culmea, nu departe de locul în care în vară un boxer și-a dat ultima suflare după ce și el a fost înjunghiat fără milă. Iar din nefericire, aceasta nu pare să fie singura legătură dintre cele două crime și atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Ea nici n-a avut timp să strige. Crimă odioasă la Slatina. Ucigașul este încă liber. Tragedia s-a petrecut aseară într-un cartier parcă bântuit de criminali. Nu este prima în stradă. În urmă cu mai puțin de un an, mai exact în vara lui 2014, la doar câteva blocuri distanță, a fost ucis și boxerul Cristian Gălbenușe. Greutatea pe care o după umeri nu vreau să mai suporte nimeni. La mijlocul lunii iulie, o crimă cumplită a zguduit orașul Slatina. Pugilistul Cristian, de 24 de ani, cădea secerat după ce ar fi fost înjunghiat de Florin Gulie. Totul s-a petrecut într-un bar situat chiar în apropierea locului unde aseară a fost ucisă, într-un mod barbar, o femeie de 59 de ani. Și se pare că între cele două crime ar mai exista o legătură scandaloasă. Surse din anchetă susțin că unul dintre suspecți ar fi vărul boxerului, ucis în vara lui 2014 cu sânge rece. Se pare că individul ar fi fost vecin cu victima și de aseară este dat dispărut. Moartea s-a produs instantaneu. 13 lovituri și gata. Viața femeii de 59 de ani a încetat. S-a întâmplat aseară, când doamna se întorcea de la piață și mai avea doar 20 de metri până la intrarea în scara blocului în care locuia. Se pare că femeia mergea liniștită pe alea întunecată la ora 18, când, din senin, un individ s-ar fi năpustit asupra ei. Câteva secunde a durat totul. Câteva secunde și 13 lovituri cu, aparent, un cuțit. Atât a fost distanța dintre viață și moarte. Am văzut doar că dădea în ea, așa, și după geaca așa o cunoșteam ca vecină. Și atâta ce am zis, băi, zic, ce? Bă, am văzut că a dat într-una până să ajung, eu aș fi fugit. M-am aplicat la ea, m-am uitat. Deci eu ajunsesem aici de la scara ilaltă, iar erau băieți acolo, un vecin, dar între gard și mașină acolo. Ați văzut cum arăta? O siluetă îmbrăcat în haine de culoare închisă, să zic că avea un fes pe cap, fără moț, slăbuț, cred că 1,60, așa, nu era înalt. A zis ceva, striga ceva? Nu, nimic, ea nici n-a avut timp să strige, eu am zis, mă, ce se întâmplă? Și s-a părut în vârstă? Nu, era tânăr, după cum arăta. Să zic o geacă, nu știu că neagră, o geacă așa mai lunguță, nu de asta trei sferturi, mai lunguță. Femeia a căzut la pământ fără să strige după ajutor, fără să schițeze vreun gest. Apoi criminalul a fugit. Și mai grav este că totul pare a fi o răzbunare crudă. Dacă avea un, uite, geanta ca a mea plină cu bani, poate îi lua banii. Eu știu, pentru un kil de mere să omor o femeie... Telefonul era lui dânsa, nu i-a luat nimic. Aveau ce a fost la piață să-și iau niște mere atât. Nu i-a luat nimic, nici bani, nici telefon, cheie, nici telefon, nimic. Imediat după atacul barbar, la fața locului, au venit și rudele femeii. Cumnatul acesteia a aruncat bomba. Femeia ar fi fost amenințată în trecut. Eu sunt singura la țară și n-am cu cine să stau. Și ea mă sună mereu să vorbească cu mine. O știați că era speriată de ceva? Așa din senim să fie. Avea... Se pare că ar fi fost. Acum ceva, și se ceva, pare da. Că ar fi fost ceva mai de mult, dar nu știm dacă de acolo o fi sau nu. Principalul martor la comiterea crimei, o femeie, a fost și cea care a sunat la 112 cu speranța că își va putea salva vecina. La sosirea ambulanței, pacienta era decedată pe în plagă înjunghiată. Moartea s-a produs instantaneu în momentul în care a fost înjunghiată. Femeia ucisă fără milă a lăsat în urmă un soț distrus de durere și două fiice devastate. Lacrimile nu o pot învia pe mama lor, care a dispărut prea repede de lângă ele, fără vreun motiv.
pe care să-l poată înțelege.